Și bun venit la o nouă lecție de geografie. Începem cu recapitularea cunoștinței. Ce este orizontul? Da linia orizontului. Aveți câteva indicii în aceste imagini. Orizontul este spațiul de jur împrejurul nostru până unde ni se pare că cerul se unește cu pământul. Da, până la această linie roșie, punctată, trasată pe fiecare imagine. Linia orizontului este aceasta. Linia imaginară de jur împrejurul nostru, care limitează orizontul. Linia orizontului este mai apropiată într-un oraș sau în zona de munte, și este mai îndepărtată în zona de câmpie sau la mare, pentru că acolo nimic nu ne împiedică să vedem departe, da? Cât mai departe. Ce sunt punctele cardinale și la ce ne ajută ele? Vedem aici trei imagini cu trei poziții ale soarelui în decursul zilei. De ce oare? Pentru că punctele cardinale sunt cele patru direcții ale orizontului. Ele ne ajută să ne orientăm. Și aceste direcții sunt în funcție de poziția soarelui. Astfel, răsăritul soarelui este în est. La amiază, soare ne indică sudul. Nordul, care este un alt punct cardinal, este opusul sudului. Deci, în direcția opusă sudului avem nordul. În timp ce seara soarele apune în vest. Astăzi discutăm despre orizontul local și hărți ale orizontului local. La finalul lecției veți fi capabil să cunoaște semnificația punctelor cardinale orizontului local, a hărții, a legendei hărții, a semnelor convenționale și a scării hărții. Să recunoașteți punctele cardinale pe o hartă, să citiți legenda unei hărți și să vă orientați în orizontul local cu ajutorul unui dispozitiv dotat cu GPS. Ce este orizontul local? Orizontul local este spațiul din jurul localității natale. Spațiul care cuprinde mai multe localități de mărimi diferite, care se gospodăresc împreună, adică cooperează, se ajută și sunt coordonați de aceiași oameni, de aceiași administrații, spunem, și sunt legate între ele prin diferite căi de comunicații, care pot fi șosele sau căi ferate sau căi maritime sau pe apă, da, navale, poartă numele de județ. Spre exemplu, acesta este județul Călăraș, compus din mai multe comune. Ce este o hartă? Harta este desenul care reprezintă suprafețe mari și elemente geografice, cum ar fi apele, formele de relief, munți, dealuri, câmpii, localități, instituții, drumuri, toate fiind micșorate. Spre exemplu, aceasta este harta județului Constanța. Ce găsim pe o hartă? Harta are obligatoriu. Un titlu al hărții, spre exemplu cum este aici, harta localităților situate în apropierea orașului Timișoara. O legendă. Legenda hărții este locul unde găsim semnele convenționale care ne ajută să citim și să înțelegem elementele prezentate pe hartă. Spre exemplu, pe această hartă, da, aici la legendă, observăm în stânga jos, localitatea este reprezentată cu acest maroniu. Râul sau apele curgătoare sunt reprezentate cu linie albastră. Și astfel vedem că avem localitatea Timișoara cu localitățile Săcălaz, Dumbrăvița, Ghiroda, Remetea Mare, Bucovăț, Moșnița Nouă, Ursen, Giroc, Chișoda, Udvin și Sân Mihaiu Român. Da? Și apa curgătoare sau râul Bega.
Scara hărții. Adică de câte ori a fost micșorată suprafața reprezentată. Spre exemplu, o vedem aici în dreapta jos. Aici ne arată 0,3 6 km. Ce înseamnă? Că fiecare liniuță de aici, dacă o măsurăm, spre exemplu, aceasta are un centimetru, un segment, are un centimetru. Ceea ce înseamnă că un centimetru de pe hartă reprezintă 3 km în realitate. 2 centimetri de pe această hartă reprezintă 6 km în realitate. 3 centimetri cât reprezintă? Sigur că da, reprezintă 9 km. Și tot așa. Bun. Pe orice hartă, punctele cardinale sunt reprezentate în felul următor. În partea de sus nordul, în partea de jos sudul, în stânga vestul, în dreapta estul. Pentru a ne orienta mai ușor pe hartă. Vedem și aici roza vântului, așa se numește aceasta. Nord, sud, vest, est, nord-vest, nord-est, sud-est și sud-vest. Acestea sunt punctele intercardinale, da? Nord-vest, nord-est, sud-est, sud-vest. Cărțile digitale și GPS-ul. Dispozitivele digitale moderne, adică telefoanele mobile, smartphone-urile, ceasurile inteligente, smartwatch-urile, tabletele și laptopurile, sunt dotate cu sisteme GPS și cuprind o colecție de hărți digitale, adică mai multe hărți în format electronic. GPS-ul, adică sistemul de poziționare globală, este un instrument de mare precizie conectat la un satelit sau mai mulți sateliți de pe orbita Pământului. Așa cum vedem în această imagine, da? Și cu ajutorul acestora transmit poziția noastră pe glob. Da? Observăm în aceste imagini mai multe dispozitive digitale cu GPS, cu hărți, da? Cu programul hărți. Telefon mobil, smartwatch sau tabletă sau chiar unele, așa se numesc GPS, și sunt speciale pentru mașină, sisteme de navigație cu GPS. Sarcina de lucru pentru voi astăzi este următoarea. Să accesați aplicația hărții a unui dispozitiv inteligent, că este smartwatch, telefon, tabletă sau GPS sau sistem de navigație. Scrieți în căsuța de căutare numele localității voastre, da, în această căsuță, așa cum vedeți și în această imagine. Măriți apoi spațiul cu ajutorul minusului sau dând cu degetul pe ecran zoom out, da, în afară, mărire, da, să vedem mai de departe, până vedeți întreaga localitate, întregul spațiu al localității. Observați cu ce localități se învecinează localitatea voastră. Spre exemplu, aici eu pot formula următoarele idei pe baza acestei cărți. Eu văd aici municipiul Călăraș, da? Am circuit cu roșu. El are la est, ca vecin, deci se învecinează la est cu localitatea Modena. La nord, cu localitatea Cuzavod. La vest aș putea spune că se învecinează cu localitatea Grădiștea, iar la sud este mărginită de brațul Borcea al Dunării. La fel procedați și voi cu localitatea voastră. Vedeți unde este localitatea și spuneți. Are ca vecin la est pe acesta, la vest pe acesta, la nord acesta, la sud pe acesta, dacă are o apă curgătoare care o traverseze, spunem, este traversată prin centru sau prin sud, sau la nord este mărginită de apa curgătoare și numele acesteia. Sau dacă are un lac, spunem, la nord-vest se află lacul, spre exemplu aici avem lacul siderurgic. La nord-vest avem lacul siderurgic. Și tot așa, așa trebuie să sune ideile formulate de voi. Puteți construi chiar și un scurt text pe baza acestor idei. Dragilor, sper că v-a plăcut lecția de astăzi și că s-a părut interesantă. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Vreau să vă mulțumesc de asemenea tuturor celor care v-ați abonat la canal, care îmi distribuiți lecțiile zi de zi și care faceți ca acestea să ajungă la cât mai mulți elevi și iubitori de geografie din țară. Eu nu pot să vă doresc decât multă sănătate și o zi cât mai frumoasă.